timpul, microfonul liber, la insistența colegului meu de baricade, Oleg Adrian Vlad de la Berlin. Parcă e într-o celulă de închisoare, după cum se arată, dar cred că e vreun cămin, vreun hostel pe unde stă el. Da. Vrea să vorbim azi despre ierburi de leac și despre mâncare sănătoasă. La ce anume te gândești, Oleg? Că odată am vorbit despre mâncare vegană, de post. Nu, am vorbit data trecută despre alimentarea corectă. Dar okay. Astăzi să vorbim despre plante care duc, cu care oamenii poate pot să le cuiesc și care permanent sunt împreună cu dânsi, dar ei nici nu știu, ia ca de pildă, cea mai veche întrebare care din Uniunea Sovietică se trage răspunderea asta cu aloie. Este așa o floare și e destul de bună, nu are nici o capriciu, poate în orice pământ să crească, nu iubește multe ori să și cu apă dată. Și numai că a fost o greșeală la mulți. Ei o iluau, o rupiu aloie și îl scurgeau din trânsul suc și cel mai principal, așa să spunem, singură floare sau coarja, dacă ne educați să spunem, o aruncau, dar învățați, dar și medici, știți, spun că dacă voi cu adevărat vreți să vă ajute, trebuie să dați, pur și simplu, prin răzătoare sau prin, de pildă în care cantitate este, dacă e tare mult, înseamnă prin carne de tocat, o dați mașincă de tocat, carne, o dați tot chestiile astea, floarea asta. Și nu trebuie amestecat nici cu nere, nici cu nimeni. E bine să o folosiți atunci, doar când vă trebuiește. Dacă tu și mai mult de o lună nu se poate, în timp de jumătate an, o dată în lună numai dreptul să folosești, dacă folosești permanent, tu floarea asta are posibilitate să regenerează și să dă viață la alții bacterii și așa e bun și așa e rei. Și de pildă, dacă voi aveți opuhăli, eu nici nu știu cum în limba română asta se numește, tumoare. Tumoare, dacă aveți înăuntru sau undeva și dacă voi folosiți aloie, apoi tare mult, apoi el își ajută la tumoarea să se crească încă mai mult. Deci aloie este, cu adevărat, el te licuiește de la toate inflamațiile, dacă tu vrei să faci niște, cum se zice, настойка, da, orice настойка. Infuzie, când o faci, nu trebuie să fie apă crop, fiindcă e ucide deodată tot, trebuie să o fierbiți apa, să lăsați până când degetele vostru nu rezistă apă și ea, și atunci o puneți chestia asta acolo înăuntru și o puneți în frigider și, sau în congelator cel mai bine și o lăsați acolo pe o sutcă pe o 24 de ore și o scoateți pe urmă din congelator, o dezghițați și atunci iese plinește și ieși trebuie. Dar dacă vreți nu așa un fel de infuzie, puneți în frigider pur și simplu după ce și se face apa cum trebuie, cum se zice, nu caldă, atunci o puneți infuzie în frigider ca să fie păstrat, fiindcă infuziile acestea cu aloie nu se păstrează mult. E bine de mâncat, dacă puteți. În magazine se vând la sticlă sucuri cu pulpă de aloie. Probabil acolo sunt mulți conservanți, dar să știi că există așa ceva. Eu am gustat și nu am fost fericit. Sau pus destul zahăr, tu ai vrut să fie mai dulce sau cum? Am vrut să și naturală, floare, ca să o văd și pun acolo. Dacă ei nu s-ar mai cumpăra, oamenii îi cumpără pentru că e dulce și pentru că e exotică. Îi pun o grămadă de zahăr în sucurile cele. Da, dar pe asta nu e sănătos, că zahărul tamam, că ușide. Dar e conservant. Zahărul e conservant. Zahărul, sarea, e moarte albă. Dar este și în farmacie aloie curat în ampule. Dar medicii și învățați sfătul la toți oamenii să nu se apucă să licuiască unul pe altul cu aloie fără indicațiile medicului și fără receptură, că orice
La orice boală are consistența și eu, îmi pare că e corect, am zis количество, consistență, ia, de a primi aloie. Количество e cantitate, dar nu despre asta vorbim. Da, da. Da, pentru că orice boală are cauză diferită. Da, și da, trebuie da. Tratate nu simptomele, ci cauza bolii. Și atunci trebuie investigat de medici și după aceea, da. Dacă îți prescriu ei tratament cu aloie, atunci iei aloie, atunci, nu pentru da. Că ți-a venit ție. Ai auzit că cum aia s-a tratat de cu tare boală cu aloie. Păi da, în cazul bolii ei era necesar, era indicat. În cazul tău s-ar putea să nu fie, s-ar putea să fie altă cauză. De aceea e bine să apelați și la medici să nu vă tratați după ureche, după internet. Asta e. Cu aloie, dacă vreți mai mult să vă lecuiți și să aflați despre aloie, poftim. Astăzi v-am dat informații așa pe micșurate, mai detaliat puteți luați în internet. Acum despre pătrunjel, oi, morar. E foarte mult, ajută morar la toate. Dacă, de pildă, voi aveți răni, v-ați spălit undeva și aveți inflamație, faceți infuzia asta tot cu apă călduță din ucrop și iese încă în farmacie să vinde ulei curat de ucrop, adăugați acolo, dar puteți să puneți chiar ucrop în infuzia asta și cu apșoara asta să spălați toate... Ucrop se zice în rusă la mărar. Ucrop. A, mărar, da, bun. Gine, mărar. Apă iacă la mărar. Cu infuzia de mărar puteți spălați orice și el, adică ucide toate microbile. Plus, el are foarte multe vitamine, el îți scoate dinăuntru inflamație, el îți scoate miros urât din gură și ajută ție intestine, la-la-la-la-la-la. Căroce, te faci sfânt și blând și folosiți mărarii. Pătrunjel fix așa la fel, dar pătrunjel încă are un lucru, că dacă folosiți fiecare zi pătrunjel, el adică ajută încă ceva, el are niște posibilitate pentru a ajuta pentru impotenția personală bărbatească sau cum se numește, intim situația asta. Ei, nu cred că are mare efect de Viagra, dar poate că ajută un pic. Tu, Oleg, stai rău cu potența, văd că nu mai ai imagine video. Cred că conexiunea la internet e slabă. Alo? Da, da, acum merge. Ai prins la puteri. Ai făcut o mică pauză și e mai bine. Sau ai mâncat un smog de pătrunjel? Cred că l-a sunat cineva și s-a întrerupt, așa se întâmplă uneori. Deci, alo? Pătrunjel. Da. Mă vezi? Da, te văd bine. M-a sunat un dâr-dâr-dâr, m-a sunat pe mine și m-a nervat. Da, da, da. Deci, pătrunjel, căroci, el ajută la... Tu ai zis acolo, deamul, da? Până când m-a sunat cineva, el a murit, că ajută la impotență, da. Oricum, în cazuri de disfuncții sexuale, bărbatul, femeia trebuie să adreseze întâi la medic, să nu se apuce de mâncat cantități industriale de pătrunjel, că s-ar putea să strice stomacul și să deregleze somnul și tot așa. Multe cauze poate să ducă la disfuncții sexuale. Dar nimeni nu a zis că trebuie să mănânci cu căldări, că dacă mănânci cu căldări, apăsânți numai regularea la diuree, sau cum se numește. Da, da. O faci bună ședință la WC-ul șezătoare. Dacă mănânci o căldare de pătrunjel. Și în primul rând tu nu ești vacă să mănânci o căldare, măi, Oleg. Disfuncțiile sexuale pot fi și de la cauze grave pe care dacă le neglijezi, te tratezi cu pătrunjel, cu aloie și cu mărar, s-ar putea să te trezești cu o tumoare malignă care se ducă la moartea ta sau la pierderea funcțiilor vitale. Are foarte mult calii și magnii, care numai decât ajută pentru inima. Și cine mănâncă, cine are probleme cu hipertonia, cu problemele
сосудистыми проблемами, как с немецким лимба румына. Васи сангвини, да. Да, и фарти бини патранжел, шемарар, дар патранжел, шел мой бини, ел консиня ачата. Имбирь, аста тот, май мол ди он грамм навет с грефом фиекарит зы сопринит. Май мол ди он грамм. Învățați spun că dacă primești fiecare zi câte un gram de imbir, da, asta foarte puțin, adică și iară nu trebuie să o lăupăriți și când faceți ceai, trebuie să așteptați când ceai să apă să de pildă să facă călduț și atunci dați prin răzătoare imbirul ăsta. Dacă o puneți în un crop, el își pierde toată. Și imbirul ăsta nu se coate rădășină, cum ne învățați spun, neînvățat. Asta, imbir este legumă. Cum și cum și arbuz, cum în limba română arbuz, așa și este arbuz, așa e? El nu, nu este... Nu, românii zic pepene, verde sau roșu. Bun, las și roșu sau verde, dar el nu e, cum noi am învățat, iagăda, porumb, da? Cac porumb nazvați iagăda, da, na românscă? Nu, iagăda înseamnă fruct. Nu, fruct e fruct, măi. Pomușoară, da. Pomușoară, iagă. Mulți spun că asta e pomoșoară, dar învățați spun că asta nu este nici o pomoșoară. Fix cum și pătlăjica. Pătlăjica. Eu la magazin găsesc și harbuzul și zămozul la fructe, nu la legume. E, cum și ea ca și ții o noutate bună. Pătlăjica asta nu este... nu legumă, este, dar e fruct. Nici nu e fruct. Asta e amețeală, da. Asta e pomoșoară și a fost un caz când în Europa se temeau să mănânc tomata asta din motivul că credeau că ei e atrăjitoare și unul a transmis la America vă 2 kg de tomata asta pentru ca să atrăjească pe George, dar în George nu s-a atrăjit fiindcă asta e normală pomoșoară sau cum noi o numim gemuze, asta e ovăș, legumă. Dar a fost și un caz că înainte când transferau, nu plăteau impozitele pentru pomoșare, plăteau numai pentru legume și fructe. Și unul a luat și a dat în judecată, fiindcă după lege, pătlăjica stocoatică e pomoșoară, dar când la impozitie o socot pe dânsă ca legumă și el a pierdut judecata din motivul că judecata a zis că vrei, nu vrei, dar pătlăjica o folosesc ca legumă, o folosesc în salate și nu poate să socoată pe dânsă ca pomoșoară. Fix ca și banană. Banana socoate pomoșoară. Nu socoate legumă sau fruct. E totul asteană și e, are posibilitatea să ție radiația. El strânge radiația banană între zi. Și când construiesc atomi, la, de este stanții, acolo în radioactivnei fizice izmeriază bananăvăh izmerenia. Înțeles, da? Acolo e bananăvă ediniță. A înțeles? Cum se spune în limba română asta? Eu nu știu, am făcut o mâncare de spanac azi. Ce știi despre planta spanac? Despre care s-a făcut desene animate și a crescut cu 33% consumul de spanac în Statele Unite când s-a aflat că papai, marinarul, căpăta puteri din spanac. A, dar tu nu știi că așa e curechi care tu îl numești, țvitnaia, colorat, curechi sau capustă, odată, mărscaia asta nu se poate... legumă asta, socoate, sățvetie, asta e floare, socoate. Asta nu socoate că voi mâncați fructă sau legumă, voi mâncați floare. Asta este floare și noi o mâncăm. Asta e, pentru mine tot asta e interesant. Da, și cel mai interesant că eu am aflat cum, căroce, banani o duc în țară și o fac, o duc verzi. Și eu fac gazificație înăuntru și idiot dat în timp de 100 să coacă. Dacă voi vreți, voi și în chiar în stare de casă puteți să o faceți ca banană să coacă, de pildă, să luați banana verde și să o puneți împreună cu măr, într-un închis dulap sau într-un culioc
și în timp de 100 că el se face repede scoacă banana. Nu știu, eu am observat că doar dacă o lași în afara frigiderului, ea scoace foarte repede. Deci dacă o ții la rece, orice fruct și pere le cumpăr verzi, le țin un pic afara frigiderului și ele se coc, prune, tot așa. Dar lucru, că se schimbă deodată chimicisca reacție plăiesc, că e deja nu-i pic opac și alt, e consumă deja... Da, reacțiile chimice depind de temperatura mediului. E consumă deja prin molecule, cum tu vezi să zici, prin aerul, care deja este, că e tot trăiește banana. Măcar că e rupt, dar e ieșie. Și e vrea să trăiască, ca și tu, dacă sufletul tău moare, tu o să vrei să trăiești, dar cum? Da, să trăiești în situația care a fi pusă, sau în foc, sau în rai, dar să trăiești, n-a să mori, așa și banana. El trăiește permanent. Apoi asta să știți că se porum, pomușoara asta nu e fructa, leguma. Asta, deci cel mai nefolositoare produse, asta este suc de portocală. Cel mai nefolositor product care se consumă de atâta că el nu mă conține într-un sus zahar și nu mai mult, de atâta că când el duce, când fac sucul, adică când am prăhodit termoabrabotul, toate vitaminele care are portocala își pierde. Fiindcă el nu poate rezista în căldurile mari, adică în termoabrabot. Corect eu spun, da? Termoabrabot. Da, prelucrare termică. Da. Și el nu mă constă numai prin mirosul și prin zahar. Și asta ucide foarte mulți oameni, fiindcă zahar, el își tamancă pătrânjel și mărar, el tamancă regulat. Da. Eu am mărar de la mama, strâns de la țară și pus în sare, da, conservant. Da. Și tot păstrează ani buni. Scot da, și fac din când în când în ciorbă, în loc să pun sare în ciorbă, pun mărar de cel sărat. Și așa este foarte bună. Așa și eu fac, dar nu este că... Dar el oricum a schimbat deja... El a pierdut majoritatea de alimentație corectă și sănătoasă și numai miros a rămas și verdeat. Și atât. Adică sare ca și zahăr, uși de multivitamine și face a ei reacție chimică. Nu cred că ucide, din contră le conservează, de asta și se numește conservant. Da, hai presupunem așa, dar tu crezi că oarecare conservant e bun? Și... Dar, într-adevăr, mărarul devine foarte tare de la prelucrarea asta termică, nu, de la... statul în sare și după aceea ca să-l prelucrezi termic trebuie să-l fierbi mult ca să-l poți mânca. Și da, de la prelucrarea termică ulterioară poate să piardă și din calități. Da, dar ca tare să sfătui când adăugați la mâncare mărare sau pătrânjel, să adăugați, dar atunci când mâncare deja s-a făcut mai călduță, s-a mai rășit o leacă, dacă vreți să și ieși miros și folositor, dar dacă vreți așa și ca să nu spui că n-ați pus morar, vă puteți să o puneți când vreți, mă rog. Nucă, socolate, caștan, știi ce înseamnă caștan, da? Da, eu mănânc castane coapte sau fierte. Nucă, asta e jolăci, nu știu cum în limba română se numește, noi am vorbit odată despre dânsul. Jolăci. A, ghinda, ghinda. Ghinda. Nucă asta, socoate. Leșina, asta e tot un fel de nucă. Nucă, socoate. Hrâșca. Hrâșca asta e, nu e plantă, nu e... Это не зерновая, это ореховая структура, она относится к семейству орехов. Я знаю, что я с нишьёном, что да, как он к маны, что нущ прин хришка. Да, сын. Эти в Румынии ниш ну штие мульта луме деспре хришка, но прямо нынка. Да, а început се вънда при магазини, май лезди când au apărut refugiați ucraineni, de când sunt moldoveni, au început се вънда хришка. Да, да, наинти ну ира, я știu că eu căutam tot хришка, și nu era. Dar cel mai folositor din toate nușile socoate asta e ca de pildă nucă de cocos, asta e socoate ca persicul, asta nu socoate ca nucă, e socoate castiancă, un fel de
Așa e, coaja asta s-a chitrișit, s-a mai făcut mai piatri, mai petrit și o numit o nucă. Da, catarea asta e persic. Asta e, cum în limba română, persic? Fix așa, persic. Hai, doar că persic e copacul și fructul e persică. Ia, zarzăr, un fel de zarzăr asta. La, numai că, da, asta e. Dar cu adevărat că noi deschidem persicul ăsta, sau cum voi o numiți, cacosă, nucă de cacosă, apoi înăuntru e are așa consistență ca așa la persic. Așa e, Oleg? Da, dar mai există și fructul de migdale care seamănă cu persica și se mănâncă anume sâmburile. Și chiar se recomandă să mănânci sâmburi de migdale cât mai des. Și nu știu dacă se poate mânca fructul de migdal. Dacă migdale, de pildă, nu s-o coace nucă. Funduc, asta nu s-o coace nucă. Asta s-o coace tot, cum și nucă de la zarzăr, așa noi o numim os de zarzăr, da? Sau un os de persic. Sâmburile, da. Sâmburile, apa asta s-o coace sâmburile. Tot cei ce am numit acum funduc, migdale, asta tot sâmburi, da. Cel mai sănătos și cel mai cei ce trebuie la om asta, omega 3 și omega 6, dar dacă voi o folosiți așei sau așei omega prea mult, atunci se face nu în folos, dar dăunează sănătății, da. Pentru ca să fie regulată, normală, tot asta iană, asta se poate nucă, care chiar și este nucă, asta grețchi orieh. Nucă normală a noastră moldovenească, grecească, cum voi o numiți, asta e conține într-un omega 3 și omega 6 și ei trebuiește și e stocoate deja normalizată acolo omega și cine nu iubește pește să mănâncă roșu, cum sfătul învățați cu două ori pe săptămână măcar pește roșu să mâncați, mâncați nuși. Din oloi. Oloi rafinat nu e folositor de floare de răsărită, el numai pentru ca să prăjim. Cel mai bun folositor asta este olive, oloi olive, din olive sau măsline, voi cum o numiți, sau de in, dar aici oloi de in nu toți pot să-l folosească, să-l mănâncă și la termoabrabotcă el nu merge la prelucrarea termică, el se preface în amiac și se face în iad, în o travă și nu se permite de învățații mei care o am eu și în internet să mâncați voi așa ceva. Cine nu iubește să mănâncă oloi de in, se propune să mâncați sămânță de in, dacă știi, Oleg, este sămânță de in să vindem. Da, da, eu am probleme gastrice și îmi folosește sămânța de in. Pentru probleme gastrice, mărare. Foarte bine ajută, foarte bine. El tamanc regulează suc de stomac și te face mai sănătos. Imbiri v-am zis, limoane v-am zis, curiec cel mai principal, să nu uitați să mâncați curiec, fiindcă вообще, în total, toată verdeața care o vedeți, e bine să o mâncați la timp, fiindcă folievaia kislota, folic, asta este unica care regenerează, da, 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 voi corect auziți, regenerează sistemul nervos. Mulți zic că nu există nimic ca să regenerează, dar numai acid folic regenerează. Marare, curechiul e bun și crud, dar e foarte bun și murat. În toate felurile el are așa o specifică situație că el în toate, sau murat, sau sărat, sau prăjit, sau înnădușit, înnăbușit, în cuptor, egal, el oricum are, nu-și pierde valoarea lui. Dar, e bine să mâncați crud tot. El, acid folic, ajută la crescut pieptul pentru femei, mai ales fetele care vor să aibă pieptul mare și se laudă cu 12 de centimetri de piept calavaca, păi trebuie să mănâncă normal de copil mititel curechiul.
Și n-aș spune de organ intim la bărbați, că voi știți bine că bărbați permanent se jăluie că îi vor mai lung, mai gros, mai nu știu și, ia că aici eu nu știu de curieche așa ceva. De chept știu, acid folic ajută. Ei, cred că astea sunt vorbe din popor, nu cred că asta să cerceteze științific și nu cred că vreun produs alimentar poate să crească volumul sânilor. Nu, nu, nu. Mai mult varza, eu vreau să concretizez pentru Oleg Brega, că el am luat în, iar în diverse cuvintele mele. Acid folic ajută, anume acid folic, pentru creșterea. Dădeamu și a merge. Mai înțeles? Oleg? Da. Eu aud pe cineva sau nini a apărut sau tu mulți care a prins. Da, da, o femeie își confirmă. Ce face femeia? Confirmă că ajută acidul folic la crescutul sânilor. Da, da, dar păi eu spun că eu știu, eu mama asta, Iana. Deci, asta încă și să mai spun vouă. Mâncați tățână. A, încă soievă e produs de soie. E normal, e nimai sănătos, și el nimai sănătos că în orice când vedeți voi, la mai ales la mâncare vegană, adăugat soievăi porașoc, soievăi product, produs de soie, este nesănătos și el își, ai înțeles, da? Își dăunează mai mult la sănătate decât să ajungă. Ca asta n-am știut de pildă. Nu știu, eu consum sos de soie tot în loc de sare, pentru că conține multă sare și bag în salată, în orice mâncare. Nu încurca produs de soie. Soie și soie naturală, nu încurca. Da, da, produsul de soie e prelucrat termic, hiper prelucrat și de asta nu e foarte sănătos. Dar laptele de soia, ce se mai face din soia? A, și am uitat, din când ne-am uitat, laptele, nu se poate de cumpărat laptele care se vinde în oraș, fiindcă ei acolo o pun ceva, acolo este un microb, eu am uitat cum se spune, și el dăunează la sănătate. Băcii spermaceptele, ca o năzvați, eu nu știu. Nu cred că dacă ar fi ceva dăunător s-ar pune în vânzare, dar sigur conține euri, conservanți de tot felul, laptele din vânzare. Dacă vrei să faci lapte, fă-l acasă, din nuci, din migdale, chiar și din soia. Leșca, hormonii el are. Cum și carne. Carne, dacă cumpărați și dacă chiar așa vreți să mâncați carne, nu trebuie să cumpărați. Hormoni conține laptele adevărat, de vacă, de capră, de oaie. Da. Dar laptele din plante n-are cum să conțină hormoni, decât dacă îi adaugă cineva. Eu de plante nici nu vorbesc. Eu vorbesc de naturală, lapte, naturală, carne. Deci vacele și toate animalele care sunt create pentru ca să fie umulse, pentru exploatație, a da lapte sau pentru a face din prânși carne pentru a vinde și se hrănesc cu niște speciale hormoni care pe urmă noi oameni mâncăm și îi dăunează și provoacă multe, multe probleme. Preamă de tavă chiar ajunge până la până la cancer. Adică vărăbatăvăt clietchii raca, cum se numește limba română. Cum îl rămânească? Cancerul e o ciupercă și el există în corpul nostru, dar diverse motive, condiții de viață poate să stimuleze dezvoltarea cancerului sau să o inhibe, să o oprească. Da, da, da. Anumite feluri de cancer sunt generate de virus, de exemplu cancerul de col uterin. Da. E virusul HPV și acela poate fi prevenit cu vaccină. Și încă foarte bine să mâncăm noi salate, șocolate, dar șocolate naturale, neagră, nu așa în care se adaugă multă zahăr și șocolată neagră e, nu există multe, de atât că e pe foarte puțin să face, dar și e foarte amară și destul nu-i plăcute. Dar dacă voi să mâncați pe dânsă,
E tot vă dă mult, adică vă ajută la organism și e taman că conține într-însă nu știu și care special ajută pentru a nu dezvolta la cancer, la el are foarte mult fier într-însul și așa mai departe, conține. Căroce, e bun, tot e bun dacă mâncăm la timp și... Și cu măsură, în cantități rezonabile. Dacă voi mult, orice e rău. La noi în Germania, eu vă spun, numai la Crăciun, când se deschide piața de Crăciun, se vinde, este un adel, cum se spune asta, adel în limba română. Este așa o secție, un raion, da. Secție, nu, în piață, în piață. O secție, da? Unde se vinde anume ciocolată naturală și costă 150 de euro kilogram. Și închipul, eu dacă ne-am luat ni pe 5 euro, eu n-am putut nici bucăță ca și să o mănânc. Dar e gustoasă, dar e amară. Eu am niște monezi de ciocolată cumpărate de la magazinul Zero Waste și îți dau un pic amărui. Sper că sunt fără zahăr, fără miere. Sunt sigur că sunt fără zahăr, fără miere, pentru că magazinul acela e vegan. Aha. Dar eu nu iubesc ciocolată vegană, fiindcă e amară și aiurea. Și nu-i dulce. Eu mai mult cu lăptic, îmi place ciocolată. Este. Iacă, jișină în ciocolată la noi, la bucurie, magazin, dacă mai trăiește. Asta îmi place, dar mă rog. Tâcva. Tâcva asta e, nu-i legumă. Cum noi o socoatem. Asta e socoate... socoate, am uitat cum socoate, ea nu, leac. Nu e leac, dar e foarte folositoare tot, e foarte folositoare dovleac. Și, da, și să nu mânce... degeaba în română se cheamă dovleac, cum nu dovleac, numele bostan. De leac în... bostan, dovleac asta e căbăcioașe, asta nu, e bostan, dovlecel. Dovlecel și dovleac, nu indiferent. Dovlecel asta e plăcentar și dovlecel pentru tocană, da. A, da, bostan asta și înseamnă. Dovleac. Dar bostan e regionalism din Moldova. Da, cabaciocul. Dovlecel. Moldova zice bostanel. Eu ți-am povestit când la România am venit și zic... Eu vreau cărnaț de doctor. De zi, ce înseamnă, domnule, asta? Nu zic cărnaț de doctor. Așa e gros, lung. Deci nu există, dar cum ai face ăsta, compozitorul Eugen Doga reclamă la cărnațul de doctor pentru nostalgici. Și asta e, dar zic, dar nu spuneți-mi aici prostii, domnule. Zic, dar pe el e gros și mare, eu zic, doamna, e cărnaț de doctor, e fierb. Și oamenii acolo care ședeau în România, tot din România, oamenii, asta la Iași a fost, toți uitau la, scrieu, cărnați de doctor, cărnați de doctor, și nu ieșea. Și am sunat când am venit în coașe, deja pe tine o lecție am întrebat, cărnați de doctor, asta e parize, ia? Habar n-am, că eu nu mănânc nici una, nici alta, deci nu mă interesează. În limba română, cărnați de doctor, asta e parize. Probabil așa era rețeta de la Paris. Nu știu, căroace, tocina nu-i cărnați de doctor, în România nu-i cărnați de doctor. Să știți. Cum și eu am venit odată și zic, dați-ne vă rog frumos chiloții. Ce înseamnă, domnule, asta chiloții? Știi cum se numesc chiloții în limba română? Nu știu. Da, păi nici eu, că ei ne-au zis, dar eu am uitat. Au niște denumiri. E ca cum se numesc chiloți în limba română? Hai, spune, Olea, că ești... Chiloți. Eu la chiloți le zic chiloți. Dacă tu ați duci să spui în magazin undeva la România că vrei chiloți, ia stiră de ei, nu știu ce înseamnă. Cum și eu am zis, apăsați, vă rog frumos, pe cnopcă. Și ei nu știu ce înseamnă, domnule, asta cnopcă. Dar cnopca asta e butonul. Dar eu îi zic, măi, dar păi butonul asta e floare de buton. Dar e cnopcă. A, păi cum chiloți în limba română, Oleg? Nu știu, sleep. Sleep, sleepy, nu știu dacă sleepy. E mai încă mai așa, shorts o numesc, dar shorts asta e deamă shorts. Înțelegi cum ăsta e, nu-i sleepy. Hai că ne-am abătut de la
ierburi de leac și legume folositoare, am ajuns la chilot, nu știu de ce, la slip. Milisa e bună. Кстати, жишна сокоати tot nucă, nu сокоати pomușoară. Da, melisa e o fel de mentă foarte aromată, creață așa. Seamănă cu urzica. Maci-maci, că e tot foarte bun. Dar urzica, știi cu ce e bun? Că conține foarte mult acid folic. Eu beau și ceai de flori de urzică și fac și tocană de urzică. Nu doar vara, dar până dă în floare, tot îi rup vârfurile și fac tocană. Da, dar știi și bun tocăniță din urzică? Mai ales când o faci, o prăjești cu șapoșoară. Da, dar e mai ușor cu spanacul, pentru că urzica de regulă se vinde la magazin sau la piață. Cu paie, cu murdării de tot felul. Și după aceea când o mănânci crânță între dinți, pe când spanacul îți vine curat, cel mai des. Spanacul ce înseamnă? Spanac, șpinat. A, șpinat? Dar știi și îmi place, în șpinat mie foarte mult. Nu știu ce-ți place. Dar bun în duhovcă, cu carne. El are așa un gust interesant, își dă așa un sos plăcut, aromatizat, așa e de bun. Care îmi place șpinatul ăsta? Eu mănânc spanac să-mi crească nivelul de fier în sânge. Când am fost să donez mai recent și mi-a zis, vezi că am puțin fier în sânge, altă dată nu o să vă lăsăm, hai să băgăm. Ia uite cât fier acolo prin jurul, câți garduri sunt și ieți un fier și da, dar mai greu de prelucrat, trebuie să lingi mult la garduri de fier până iei o doză, dar cu spanacul e mai ușor. Dar pe imbirea are foarte mult fier. Da, dar eu nu prea pot bea imbir pentru că sunt stomacul sensibil. În schimb, brocoli pot să mănânc și ce mai conține fier acolo. Bun, fiecare își adaptează. Dar tu știi că merele nu s-o coat legumele. Merele asta e tot de căstean. E un fruct, da, și merele tot conțin fier. Se cunoaște când muște o gură și o lași puțin, fierul acela se oxidează și rana aceea se face roșie. Dovadă că mărul conține fier. Cafinie. Da, maronie, da. Ce poți mai adaugi la tema noastră, Oleg, de astăzi? Că nu trebuie să luați ceea ce spunem noi de drept și obligator, descurcați-vă, interesați-vă, pentru sănătatea voastră trebuie o abordare, un tratament special, personalizat. Și neapărat să vă adresați și la medici, pentru că tratamentul după internet și după ureche e mai periculos decât folositor. Neapărat să aflați cauza bolii voastre și să nu o tratați cu ierburi, cu homeopatie, cu alte tâmpenii, pentru că s-ar putea să regretați. Dar tu știi că înainte să le cuie eu numai cu benșile de este cu foc, știi, garcișnicii în limba rusă, puneau foc în bani. Păi nu, garcișnicii e una, e ceva cu piper sau cu muștar, aha, foi cu muștar, bun, dar bănșile cele cred că se numesc copci, se bagă foc, aerul se dilată de acolo, îl lipești de piele, aerul se răcește și se comprimă și absorbe pielea. Și ele se țin așa pe corp o vreme. Eu vreau să accentez că înainte numai cu aiesti, licuieu și țiun și eu. Sau cu lipitori, erau fel de leacuri odată, cu baligă de cal și tot așa, da. Hai să ieșim din peșteră că e secolul 21. Tu știi că foarte bine că medici spun este izvor. Sau noi la România o numim izvar. E tot e foarte bun pentru sâncile. Dar se zice glintvein, se fierbe vinul cu piperi. Citrice, negru. Da. Poate să pună și piper negru, dar aici se fierbe cu citrice. Poți să pui și mere. Coj sau felii de măr bagi în vinul fiert și ies glintvein, zic ei, de la nemți. Și asta iese, dacă tu cu miere împreună. E un fel de compot gustos. Aha, dar tu știi cum eu, îmi place să șerb carne în jin, tu știi și gustos să primești carne. Așa e de jin. Nu, mă... Așa de jin. Și tete roșie, parcă ai ușit pe cineva, dar așa e de gustos. N-ai de unde să știi de ce culoare e, pentru că nu vezi. Eu tot nu văd, dar oamenii își văd. Îți povestesc cu oamenii că e roșie, da? Bine, Oleg, mulțumesc pentru... interesul manifestat pentru că te-ai documentat
Și ținem legătura, continuăm să mai vorbim la microfonul liber, poate duminica următoare. Duminica următoare și la noi. Care zi? 22. 20. E 22. Mm-hmm. Dar și noutăți s-aud la noi în Moldova? Nu știu. Urmărește știrile. Da, eu urmăresc cam cu Israel, că e să lupt. Oale, ce-i prioritar pentru tine? Israel, Ucraina și Moldova. A fost în vizită Ursula von der Leyen în drum spre Israel. A fost pe la Chișinău și au discutat cu Maia Sandu. Da, la noi anul e să se facă alegeri sau nu? Sunt alegeri locale pe 5 noiembrie, dar noi nu putem vota dacă nu mergem acasă. Asta de primari? Da, primari și consilii locale. Toate, din toată Moldova. Da. 900, aproape 1000 de localități, primării. La noi a doilea sroc, Eleonora Șaram, a ieșit la Durlești. Poate la Durlești, sper să nu mai iasă, că am înțeles că are probleme penale, sper să iasă alții. Dar și nu candidezi tu la noi? Am candidat de multe ori și mi-ajunge. Nu vrei la Durlești? Bine. Bine, poate vreodată, când mă retrag la pensie, la Durlești, la Trușeni, la Pepeni. Deocamdată sunt la București și candidez aici. Dar n-ai încercat? Am încercat, nu ți-ai minte, în 15 am candidat la funcția de primar al Capitalei. Apa, al Capitalei, eu sunt de Durlești. Ah, la Durlești n-am încercat. Am să încerci că la noi e părăsit satul și noi te primim. Nu-i sat, e oraș, are 25.000 de locuitori. Ai, da, oraș de amul s-a făcut, dar ne-a interesat. Da. Bun, Oleg, ținem legătura. Hai noroc! Hai! Hai, Oleg!